zeci de persoane s-au așezat la coadă aici, la sala Palatului, cu 2 ore înainte de deschiderea centrului de vaccinare și asta pentru că au vrut să se asigure că vor fi printre primele persoane care vor primi doza de rapel. Am dat startul celei de-a doua ediții a maratonului vaccinării București, sala Palatului și Biblioteca Națională. Ce este nou, că avem vaccin Johnson & Johnson, o singură administrare. Deja am văzut afară pe culoarul care merge spre administrarea acestui vaccin vreo 30 de persoane. Deci probabil că o să avem destul de multe persoane vaccinate și Johnson & Johnson. Se poate vaccina oricine și cu prima doză. Chiar dacă sunt doze pentru toată lumea, oamenii au venit mai devreme. La ce oră ați venit? La ora 2:30. Așa de vreme dacă centrul s-a deschis la ora 4. Știam ce se întâmplă aici, deși am luat coada de acolo, din capăt. Organizarea cum vi s-a părut aici, în prima ediție? Foarte bună. Și prima dată, și a doua. Merge frumos. Nu sunt probleme. La ce oră ați venit aici, la centru? Păi acum, cred că o oră. Cred o oră, da. De ce ați venit mai devreme, doamne? Am venit mai devreme că nu știam dacă mai trebuie să completăm și am crezut că nu o să fie aglomerația asta. Am zis că o să fie o prima. Dar asta e, așteptăm, ne așteptăm rândul. Centrele de imunizare din cadrul celei de-a doua ediție a maratonului de vaccinare din capitală vor fi deschise non-stop până luni dimineață la ora 8.